seara, doamnelor și domnilor, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față, o ediție care se anunță a fi una foarte interesantă. Și asta pentru că avem în această seară, în platoul Columna TV, doi invitați de excepție. O să încep prezentările. În stânga mea este domnul Stelian Tănase, scriitor, eseist, realizator TV. Lista poate continua. Bună seara, bine ați venit! Să rămână! Și domnul Sorin Roșca Stănescu, un vechi prieten al televiziunii noastre și al emisiunii Față în Față. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și al Dâmboviței! Și al Dâmboviței, evident! Domnule Stelian Tănase, începem cu dumneavoastră. Vizita dumneavoastră la Târgoviște înseamnă foarte mult și pe zonă culturală, dacă vreți. Știu că ați venit să lansați o carte. Despre ce am lansat o carte astăzi, Dracu și Mumia, o avem aici. Sper că se vede bine la cameră. Da, da, putem focaliza plan, un pic. Da. Este un roman, despre secolul 20, care dracul este dracu, așa cum se aude, iar mumia este mumia lui Lenin. Și toată povestea e un roman, să zic, oniric, polițist, o parascovenie, cum se zice, un basp, chiar se numește așa, un basp din secolul trecut. Începem într-o noapte de aprilie, în 1953, când dracu fură mumia lui Lenin din mauzoleu de la Kremlin. Și începe un roman în care dracu și Lenin călătoresc prin toată Europa, întâlnindu-se cu personaje fie reale, Freud, Kafka, Brecht, Picasso, dar și personaje fictive, oameni de tot rândul, cu KGB-ul pe urmele lui, pentru că vreau să-l aducă înapoi, că Rusia, fără zeul suprem, s-ar fi prăbușit, dar după aia și cu serviciile secrete occidentale, care evident nu se bucurau foarte tare că Lenin a ajuns iar în Occident, el a stat 17 ani în Occident, în tinerețe, era un poliglot, noi ne imaginăm că era așa un fel de troglodit cu ochii atătărești, nu, era un poliglot, vorbea germană, franceză, engleză, rusă, bineînțeles. Pare extinsă pe zona și fantastică. Este, da. Poveste. Și se dezvoltă ca un roman de tip Războiul Rece, James Bond sau alți autori care au scris în zona asta, sunt mulți, au mâncat mulți o pâine de Războiul Rece. E ofertant, domeniu. Da. Și romanul se încheie chiar ca un roman tipic în epoca aceea, în sensul că la Checkpoint Charlie, la Berlin, în 1961, să ne amintim că zidul s-a ridicat în 13 august 1961, Occidentul și Uniunea Sovietică fac schimb de prizonieri, adică schimbă pe Lenin, care era în mâinile serviciilor secrete occidentale, cu dracu, pe care îl prinde KGB-ul. Dar nu se știe cine cu cine să alege, pentru că atunci când ajung în mijlocul acestui pasaj, fac un mic tango și nu se știe cine cu cine, că îi semănau, erau identici. E o parabolă a lumii secolului 20, așa cum ne-a fost lăsat moștenirea astăzi, pentru că nu știm exact dacă s-a ales praful sau nu de acel secol. Nu cumva dracul e una și aceeași persoană cu Lenin? Nu, nu, nu. Tocmai asta am vrut să spun, dar asta am și vrut să subliniez în titlu. Dracul e dracu, așa cum îl știm, și Lenin este Lenin. Pentru că suntem tentați să ne ducem în zona asta cu tipologia lui Lenin. Este ieftin. Trebuie să vă spun că dacă Lenin era antipatic și visa să distrugă Rusia, există citate, și eu l-am citat în carte, în care a spus că la dracu cu Rusia și o ura din cauza că țarul l-a omorât pe fratele lui, l-a spânzurat pe Alexandru. Și de atunci singurul lui gând și cea mai mare obsesie a fost să distrugă țarismul, familia țarului și Rusia. Nu i-a ieșit din cap până la moarte. Toată teroarea pe care l-a declanșat-o în Rusia după 1917 venea din această ură feroce față de Rusia. Rusia superstițiilor, Rusia înapoiată, Rusia rurală, Rusia țarilor, Rusia bisericii, astea visa să le distrugă. E și o provocare. Iar dracu e simpatic. Dracu, e personajul haios, da, din poveste? Toată cartea e plină de umor. Fiecare pagină am scris-o ca să râdă lumea. Da. Dar dracul este simpatic. Diavolul, ca să-și facă jocul, trebuie să fie simpatic, să-l accept, să știe toate bancurile, să știe anecdote nostime, pentru că altfel, dacă apare cu copite, cu blana și puțind, cu coarne. Spăimântă. Păi nu, dar ne îndepărtăm de el. El are interes să cucerească lumea, nu să-l izolăm într-o cușcă de la grădina zoologică. E o provocare de a vedea și altfel întâmplări istorice? Da, de a vedea secolul 20 în altă lumină, da. Bun, aș vrea să profit și de prezența domnului Sorin Roșca Stănescu de a spune câteva cuvinte despre acest eveniment. Am să spun doar câteva cuvinte, pentru că am spus mai multe la
la lansare, am venit în esență ca să-l cert în public pe domnul Stelian Tănase, pentru că l-am certat odată la o cafea în legătură cu această carte. Această carte, după opinia mea, și rămân consecvent aceste opinii, nu trebuia să apară în România și în limba română, ci trebuia să apară într-o limbă de circulație undeva în Europa, pentru că se adresează unui public mult mai mare decât publicul românesc, dar se pare că domnul Stelian Tănase e mai patriot decât sunt eu și a insistat să apară în România și în limba română. Eu sper să... Poate va apărea și să apară și într-o editură din Marea Britanie, pentru că ar putea să fie, în fine, o carte de literatură de mare succes scrisă de un român. Nu pot să nu profit de prezența dumneavoastră aici, reputați analiști politici, oameni foarte, foarte informați, ca să nu discutăm despre subiectele politice la zi, mai ales că trăim momente de transformare cel puțin interesante. Dar nu aș vrea să le cataloghez eu în vreun fel sau altul, ci aș vrea să vă las pe dumneavoastră să vă faceți. Domnule Stelian Tănase, cum vedeți schimbarea de guvern? Cum vedeți înlocuirea unui guvern politic cu unul, să zicem, tehnocrat? Mai mult sau mai puțin. De asta am și spus, să-i zicem. Dâncu e un mare tehnocrat. Da, am văzut. Ministru, și nu numai Dâncu. Se pare că mai om sunt din apropierea lui Ponta, ținea ușa la un moment dat, sau a lui Dragnea, pe care îl însoțește și îl consiliază, și pus acum în fruntea unui minister super bugetat. Da? Nu. Ce înseamnă? Dar sunt și alți miniștri în aceeași situație, cu un trecut politic destul de marcat. E un guvern politico-tehnocrat sau politico-expert, cu care se simte gheara serviciilor secrete, mai ales a SIE, se simte și gheara Cotroceniului și a partidelor, mai puțin PNL-ul, care a ieșit păgubit în acest aranjament, în sensul că Cioloș nu și-a făcut lista guvernului singur. Eu cred că pe jumate din cabinet nici nu-i cunoștea până să îi vadă pe o listă, că i s-a dat un plic cu niște nume. Și a încercat să se acomodeze și în perioada următoare, în luna care vine, el va încerca măcar să facă cunoștință cu propriul ministru. Sunt permise într-o altă țară normală gafele care s-au înregistrat la noi zilele acestea? Se întâmplă peste tot gafe. Lumea politică e o lume instabilă, în care lucrurile evoluează foarte... La dimensiunea asta? Foarte rapid, sigur că da. Faptul că au fost doi miniștri care au pățit ce au pățit la sănătate și la justiție, nu mă mir având în vedere graba cu care s-a operat. Adică, repet, eu nu cred că Cioloș își cunoaște miniștrii personal sau că s-a întâlnit cu ei vreodată înainte. Probabil n-a avut timp să-i cunoască. Păi da, dar nu-i pui în guvernul cu care vrei să guvernezi o țară. Așa ceva nu se face. Dacă te dai pe mâna, să zicem, la transporturi, pe mâna unui personaj pe care nu-l cunoști, care nu-i cunoști performanțele, care n-a lucrat cu tine măcar o zi undeva, ești din alt film. Cred că cel mai important lucru e că e o schimbare de paradigmă. Întrucât PSD a fost incapabil sau n-au mai vrut să guverneze până la alegeri, iar PNL a fost incapabil sau nu a vrut să facă efortul necesar pentru a construi o majoritate și a lua puterea executivă, Klaus Iohannis a fost pus în situația să opteze pentru această formula pe care partidele au vrut-o, pe care Parlamentul a înghițit-o cu undiță cu tot și, într-un fel, a fost creată o formă de republică prezidențială, dar o republică prezidențială castrată, pentru că ea stă pe un motor nefuncțional. Motorul nefuncțional este acest guvern, care va avea timp de un an și ceva întreaga răspundere, dar nu va avea aparatul instrumentele lui. Aparatul rămâne în posesia PSD, care nu va avea nicio răspundere. Acum, despre guvernul propriu zis, e la mintea copilului, ca să nu spun a cocoșului, că un tehnocrat nu înseamnă un simplu specialist într-un oarecare domeniu. Adică un chirurg sau un... Ăsta nu un tehnocrat. Un chirurg nu un tehnocrat. Un inginer constructor bun, indiferent cât ar fi de bun, nu un tehnocrat. Tehnocratul este specialistul în stare să managească un sistem. Deci, tehnocratul este chirurgul în stare să conducă ministerul
sănătății, care are o concepție managerială, are o concepție politică, chiar dacă e tehnocrat, adică își poate fixa niște ținte pe care poate să le atingă. Noi nu prea avem în acest guvern asemenea tehnocrat, noi avem surogate de tehnocrat și atunci guvernul va transforma într-un sac de box, într-un paratrăznet, în care vor lovi toți cei care vor putea să lovească, dar și într-o piatră de moară la gâtul lui Iohannis, care s-a legat prea mult de impunerea acestei forme. Nu știu, probabil că revenirea PSD la guvernare într-un alt cabinet Cioloș chiar ar fi continuat, ar fi dat din nou startul nemulțumirilor în stradă, mă gândesc. Dar pe de altă parte, nu înțeleg, de ce PNL nu și-a asumat guvernarea câtă vreme a avut de curând și o moțiune de cenzură, în urma căreia putea să răstoarne guvernul și să vină la guvernare? Păi dacă putea, o făcea. Nu a putut. Nu a putut. Nu a putut sau nu a vrut. Jocul de la moțiune a fost mai complicat decât ne-a apărut atunci, care părea o simplă moțiune și cu ceva lume în stradă, vă amintiți, au puțin organizat un meeting și din cauza ploii, poate și din alte cauze, mai mult de 4.000-5.000 de oameni nu au fost. Comparați asta cu prima zi de proteste, când au venit la protest 30-35 de mii de oameni neaduși de nimeni. Eu m-am dus, că am vrut eu, nu m-a convocat vreun partid sau vreun sindicat sau vreo organizație. Și lumea acolo era toată la fel. PNL-ul a fost, cred, victima propriilor noastre așteptări, dar și a mesajului defectuos al partidului. Să mă explic imediat. În momentul în care Iohannis a câștigat Cotrocenii, a fost un șoc, a fost o mare surpriză, mai ales pentru liberali. Liberalii nu s-au așteptat ca Iohannis să câștige, l-au tratat de perdant, de o anumită răceală între PNL și Iohannis, reproșuri care aveau să se facă. El n-a fost susținut de PNL cu toate motoarele, pentru că ei credeau că nu va câștiga și nu merită efortul și investiția și cheltuiala și oamenii să fie mobilizați. Spre surpriza tuturor, din cauza scandalului din diasporă, care au alertat, vorbesc de cei care trăiesc acolo, au alertat opinia publică și rudele de aici, și lumea s-a isterizat pur și simplu. Și cele două tururi de scrutin s-au dus, vorbesc de turul 2, s-au dus la vot pentru că au fost oamenii extrem de indignați. Știm, mișcarea indignaților în toată Europa a traversat toată lumea. Ori această reacție a electoratului și nu a partidului, a stafului de campanie a lui Iohannis sau al PNL-ului, au dat un câștigător pe Iohannis. În acest moment, PNL-ul nu era pregătit să guverneze, n-a reușit pe acest elan enorm să profite, dar nici Iohannis n-a fost pregătit să câștige, pentru că nu a acționat în luna următoare a alegerilor niciun fel. S-a dat o declarație că vrea guvernul lui și s-a dus acasă. S-a dus la Sibiu și a petrecut acolo vacanța. A fost o greșeală, asemenea momente istorice. Știți, istoria nu este ca o piesă de teatru cu repetiție. Se întâmplă și s-a dus. Se întâmplă și nu se mai întâmplă. Deci trebuia în acest moment foarte favorabil în care PSD-ul era în debandadă, era șocat. Nu știau ce să facă, s-ascundeau. Și Dragnea și Ponta s-ascundeau de presă. Nu au reunit vârfurile partidului să analizeze situația. Nu știau ce să... Nu le veni să creadă. În acest moment trebuia jucat foarte tare. Așa cum se procedează când ai o conjunctură favorabilă. E ca la fotbal. La fotbal, dacă ratezi o ocazie, două, trei, iei bătaie. Și aici, în politică, e la fel. Dacă ratezi o oportunitate, se răzbună, o ocazie de a pune mâna pe putere, pe guvern, în cazul ăsta, s-a răzbunat. S-a văzut imediat, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. PSD-ul și-a revenit cam într-o lună, două, în februarie, când s-a luat Parlamentul. Ponta și-a regăsit, după ce fusese așa spășit, umil pe la televizor, făcea pe Modestul, așa, a început din nou să fie agresiv, a început să fie obraznic, a început să-l atace pe președintele Iohannis, pe adversarii politici, jurnaliștii, și eu sunt una din victimele lui, eram o țintă predilectă pentru domnul Goe de la Palatul Victoria. E bine, PNL-ul în momentul ăsta a pierdut jocul, nu și-a dat seama, a făcut și un lucru care l-a pus într-o situație caragioasă, aceea de a veni repetat la televizor și în conferință de presă să spună gata, săptămâna viitoare luăm guvernul, gata, să schimbă majoritatea. Au spus-o de 100 de ori din luna februarie până în luna iunie, ceea ce i-a pus într-o situație absolut ridiculă și le-a arătat neputința. Așa încât nu trebuie să ne mirăm acum că pe de o parte Iohannis i-a dat la o parte, adică nu a jucat pe mâna lor, pe de altă parte liberalii ei însuși văzându-și vulnerabilitatea nu au cerut nimic lui Iohannis, de pildă eu cred
că ei trebuiau să ceară al doilea vicepreședinte al guvernului și cred că Predoiu, de pildă, dau un exemplu, candidatul lor de prim-ministru, putea să ocupe pentru un an de zile acest post și vedeam dacă era capabil să fie și prim-ministru, că toată lumea îl contestă, mai ales de la liberali. Așa, ceea ce n-au făcut. S-au dus... E, poate tocmai asta a fost scopul, să scape toți de Predoiu. Sau altcineva, Sorin, putea să pună și alt personaj important de la PNL acolo. Dar nu cred că inconsistența mesajului sau inconsistența strategiei a mâncat din temelii PNL-ul, ci faptul că PNL-ul funcționează ca un partid fără structură, destructurat. Două partide sub umbrelă. Două partide care au început un act de iubire și nu l-au mai terminat, e o fuziune care nu s-a mai produs și din cauza asta s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Problema e ce se va întâmpla. Și ce se va întâmpla cu PNL, cred că este și mai rău decât ceea ce s-a întâmplat dacă dorința exprimată de acest binom nefericit, Gheorghiu Blaga, se va împlini în iureșul schimbării de guvern. Noi nu am băgat suficient de atent de seamă că acest binom a lansat două teze sau două teme. Unu, accelerarea în fine a fuziunii, trebuie accelerată de mult. Sigur că da. Accelerarea fuziunii, asta nu e rău, dar accelerarea fuziunii într-o manieră absolut stranie, în care la nivelul de bază, deci la organizațiile locale, rămâne un singur președinte, cel care e și candidat. Păi, va stârni un iureș. Pentru primărie. Că va stârni un iureș, nu e nicio nenorocire. Problema e dacă întotdeauna e corect să spunem că cel care e bun pentru o primărie e bun și să managească partidul, că una e managementul administrativ, altul e managementul politic. Dar admițând că s-ar găsi peste tot oameni buni și la una și la alta, rămâne în suspans ce se întâmplă cu centru, pentru că atunci și la centru trebuie să vină de jos în sus această fuziune. Păi, poate același, la libertate, dar nu și pentru centru. Pe același mecanism și atunci vreau să vă informez, să informez opinia publică cu toată stupoarea, că dacă se duce acest principiu și acest mecanism până sus, atunci nu va rămâne președintele partidului decât cine va candida la primăria generală a capitalei sau eventual pentru funcția de prim-ministru. Să vedem cine va candida. Va candida Alina Gheorghiu? Nu cred. Va candida Blaga? Nu cred. Și înseamnă că s-ar putea ca acest bumerang să se termine printr-o lovitură la vârful PNL. Poate directiva asta înțeleaptă se referă doar la organizațiile județene. Nu, nu se poate. Nu, ar fi aberant. Ar însemna că pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Nu se poate face așa ceva într-un partid. Dar a doua chestiune enunțată este de o gravitate extremă și este prima dată, din câte știu, în toată istoria lumii, când un partid spune așa, că recurge la un consultant extern, la o firmă de consultanță, cum ar fi al lui Lăzăroiu sau al lui Dan Andronic sau nu știu cui, o firmă de consultanță sau una din Târgoviște, care să-i facă auditul, să stabilească cine e bun și cine nu e bun în partid, să stabilească cine e de viitor și cine nu e de viitor, dar mai ales să stabilească obiectivele, atenție, politice viitoare ale acestui partid. Dar nu partidul însuși trebuia, păi, să unde s-a mai pomenit așa ceva? Și unde oamenii? S-a mai pomenit să faci, să cheme o firmă de consultanță să stabilească ție obiectivele politice? E caz unic în lume. Să înțelegem așa că oamenilor de la PNL le este teamă de alegeri, că practic cam asta reiese. Alegere din partid sau alegerile generale? Da, alegerile din partid. Că de cele generale, nu știu. Când s-a hotărât... Vrem, vor fi acolo. Când s-a hotărât, peste noapte s-a hotărât, anunțată de Crin Antonescu, această unire, și e destul de mult timp de atunci. Decizia cea mai surprinzătoare din acea discuție, care a fost ale foarte scurt, asta s-a întâmplat în interval de 2-3 zile, cu totul, și putea să trebuie să facă obiectul al luni de zile de negocieri sau când ieșeau la presă, deja toate lucrurile astea să fie stabilite. Anunțul cel mai surprinzător a fost că vor ține congres în 2017. Și mi-a spus, Dumnezeule, ce fuziune e asta? Când este esențial că malaxorul acestei fuziuni este un congres. De jos se aleg delegați, ajunge un număr de
delegați la, într-o sală centrală, la Parlamentul unde ține de obicei, cu 2.000, 3.000, 5.000 de oameni, depinde cum, ce principiu de reprezentare au. Acolo se alege o conducere unică și de aici încolo se întoarce în organizații, se întâmplă același lucru. E bine, amânarea Congresului în 2017, și știu și de la ei că, ca și Sorin Roșca Stănescu, cunosc foarte bine liderii PNL personal și vorbesc cu ei adesea, Congresul s-a amânat sau s-a ținut la o distanță atât de mare, de 3 ani de la momentul fuziunii, dintr-o rațiune foarte simplă, că toți sperau să nu se facă. Și atunci s-au dus după alegeri ca să vadă cum o fi și-o împărții, cum își împart, și ca la divorț, eu un scaun, tu iei lampa, ăla ia copilul, ăla altul ia mașina, cam așa s-a întâmplat. Și acest scepticism, că ținem congresul tocmai atunci ca să vedem ce facem în alegeri, mi-a spus mie că de fapt nimeni nu vrea să facă această fuziune și că nu este în mod sincer dedicat acestei cauze. Că nu sunt convinși că asta era soluția. În cazul unui eșec la alegeri, se va rupe partidul, fiecare va... Se poate rupe și la victorie, nu e obligatoriu. Și da, se poate rupe și înainte de alegeri. Da, ar fi înțelept din partea lor? Nu, ceea ce trebuia făcut, dar nu-i târziu nici acum, este ca de sus până jos acest partid să înceteze să mai fie bicefal, să fie unicefal de jos până sus și să aleagă în funcție de calitățile oamenilor, nu pe algoritm, în funcție de apartenența la fostul PDL sau fostul PNL. Invocă complexitatea acestui proces. Indiferent câte pierderi sunt, că unii se supără, pleacă, să plece la Băsescu. Dar ai un partid după aceea care e coerent, un partid coerent care a stat în opoziție, are vocația de a veni la putere. Mai ales că are și un președinte care simpatizează mai mult cu dreapta decât cu stânga, mă rog, în măsura în care se mai poate vorbi foarte mult de dreapta și stânga în România. Dar așa cum stau lucrurile, are vocația de a veni la putere, dar numai în condițiile astea. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în câteva momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum anunțam, o ediție, eveniment aș putea spune, cu invitați de marcă, domnul Stelian Tănase și domnul Sorin Roșca Stănescu. Vorbeam despre schimbările din aceste zile și despre ceea ce ne va oferi politicul la nivel de surprize în perioada următoare. Acest program putem să-l comentăm puțin, pentru că s-a spus că sunt 13 pagini de obiective, de deziderate. Nu prea găsim soluții în aceste pagini puține. E întocmit și acesta pe picior, ne poate oferi garanția dezvoltării, așa cum se promite, a unui sistem de sănătate viabil, a unui sistem de educație solid? Nu este un program de guvernare, este un punctaj. Un program de guvernare înseamnă ținte, bugete, resurse. Nu, este un punctaj pe diferite probleme pe care acest guvern își propune, sau de fapt acei miniștri care au scris câte o propoziție, două în el, acei miniștri își propun să le îndeplinească. Aș aduce și o scuză aici, totuși un guvern făcut așa peste noapte, cu persoane improvizate, care nu s-au cunoscut înainte, care n-au aceeași formulă intelectuală, nici nu putea să fie altceva. Este un text de permit să intervin, da? Și chiar să te contrazic. Păi dacă ăștia sunt tehnocrați, dacă cel adus, nu știu, nu contează, în orice domeniu este tehnocrat, ăla știe cu ce se mănâncă întreg acel domeniu, ăla deja are în cap. E adevărat, dar aici problema este... Un set întreg de sute de pagini de măsuri. Dar nu asta e problema. Problema este în ce măsură aceștia fac o echipă. Deci în 5 zile avea timp domnul Cioloș, Constituția îi dădea și 10 zile, dar la vreo 5, să le asambleze. 5. Să le asambleze. Aveau timp. Nu, problema este că acești oameni nu știm dacă se potrivesc între ei sau nu și din ce s-au afirmat și din text sunt ținte destul de diferite. Dar vreau să mai spun ceva. De ce spun că a fost forțat Parlamentul și forțată Constituția și am intrat într-o altă paradigmă? Pentru că nu poți să pretinzi ca Parlament că ai votat un program de guvernare și să fie clar pentru toată lumea că la nu-i program, exact, nu-i nici exact. Schiță de guvernare, nu-i nimic. Au spus că vin peste lună cu el, dacă ți-am întâlnit, asta înseamnă că trebuie votat de nou guvern. Da. Dar aș mai face că te-am întrebat. Nu, este în regulă observația. Dar vreau să mai spun un alt lucru care m-a luat în surprindere și mi s-a părut că nu e niciun guvern de tehnocrat, nici de naiv și politic. Momentul în care domnul Cioloș a venit cu afirmația că va schimba sistemul electoral,
Mi s-a părut că nu știe cu ce se ocupă. Un guvern de tehnocrați are o agendă minimă, acesta e un guvern de alegeri, cum a fost și al lui Stolojan și al lui Sărescu, care are o mare obligație să facă alegeri locale și parlamentare și atât. În plus, trebuie să dea un buget, a venit în momentul ăsta, din nefericire pentru el, dar trebuie să dea un buget și apoi să regleze relația cu femeiul, pentru că este un lucru foarte... și nu va scăpa de un răspuns dat femeiului. Atât trebuie el să facă. El nu-și poate propune reforme politice, mai ales care țin de Constituție. Deci, habar n-are cu ce să ocupă. Deci, cum să fie un guvern de un an de zile, care nu e politic, și care să vii să propui o asemenea reformă electorală, care, repet, ține de modificarea Constituției. În plus, e mai puțin termen de un an ca să poată să-și permită asemenea modificări, așa cum spune legea. A fost o gafă mare și de mari proporții pentru... De ce? Gafe se mai repetă și sunt primul care să-l scuz pentru asta. Dar asta este care ține chiar de miezul guvernării. Deci această propunere fantasmagorică ține chiar de miezul guvernării. Adică băiatul ăsta se ducea în Palatul Victoria și ce s-a apucat? S-a apucat să se scrie legea electorală sau ce? Adică... Și nu știa Constituția? Păi da, cred că da. Nu-și cunoștea nici colegii de cabinet. Aș vrea să ne întoarcem la evenimentul care a detonat întreaga scenă politică. Și spunea unii că e nevoie de resetarea clasei politice. Nu prea cred în termenul ăsta, vom vedea. Credeți că românii acționează sau reacționează la emoție? Pentru că ceea ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv ne-a arătat tuturor că e destul cu corupția, e destul cu sistemul ăsta înnăcrit în rel. Ar trebui văzut în primul rând cineva care are timp să documenteze subiectul în ce țară, în urma unui asemenea accident, pentru că au fost destul de... se întâmplă și în discoteci, și în sel de concerte și asemenea accidente. Dar am avut și noi maternitatea Giulești. Și, nu, mă refer la sel de concerte, deci pentru că este un amestec între efectele pirotehnice care sunt în toate spectacolele și materialele inflamabile din care se construiesc asemenea incinte. Și când sunt și închise și nu, se întâmplă. Dar în ce țară, de la un asemenea tragic accident, cade guvern? Eu nu știu, nu mi-amintesc. În acea țară în care guvernul trebuia să cadă. Exact, exact. Și atunci aceasta ar fi o primă întrebare. Cum s-a ajuns? Care a fost bridge-ul? Care a fost podul? Pasul care a dus de la un nenorocit accident cu zeci de victime și vedem că ele se mulțesc cu fiecare zi și copiii au murit. Cum e să-ți trimiți copiii la un concert, îi cumperi și bilet ca să distrezi o seară, să-l recompensezi că învață bine, de exemplu, și să auzi că ars de viu. E ceva inimaginabil. Și cred că această emoție a avut toată lumea. Eu am stat toată noaptea pe un televizor în nordul țării, la Suceava, ca să văd oroarea. Inimaginabil. E bine, cum s-a transformat acest șoc pe care l-am avut cu toții în mișcări de stradă și de aici în demisia guvernului și apariția acestui guvern de tehnocrați? Da, asta este o cronologie care merită, analizată. Când o populație este nemulțumită, când ea nu se mai simte reprezentată. Și în siguranță până atunci la urmă. Orice scânteie se transformă în vulvătaie socială. Dar problema este de ce nu s-a mai simțit populația reprezentată. Ea nu s-a mai simțit reprezentată pentru că avem o clasă politică proastă și compromisă și nenorocită, sau nu s-a mai simțit reprezentată pentru că de la alegeri până în prezent au avut loc pe scena vieții politice o serie de evoluții care au schimbat reprezentativitatea. Adică s-a umflat un partid care n-a participat niciodată la alegeri și a devenit foarte mare, un EPR, un partid care a câștigat consistent în alegeri, aproape a dispărut, pe PDD, USL-ul a dispărut și el, și e clar că oamenii au votat mai mult decât suma partidelor atunci. Și iară nu s-au mai regăsit, totul s-a capitalizat pentru că PSD-ul a continuat să guverneze. Pentru că avea guvernul. Da? Și oamenii nu s-au mai simțit și din acest punct de vedere reprezentat și așa mai departe. Deci s-a exagerat foarte mult și e foarte dăunător pentru sănătatea democrației, mergându-se pe ideea că nu avem clasă politică sau că toată clasa politică trebuie măturată, trebuie schimbat, e o mare greșeală. Și a mai fost aici, aș mai aici argument la teoria ta, aceea că Parlamentul, așa cum este el ales în 2012, cu o lege aberantă,
care vrea să spună votul uninominal, dar n-a fost votul uninominal, a fost tot sub controlul partidelor, că ei au vrut să vândă populației votul uninominal, dar de fapt să păseze controlul. Sigur, atunci, toate se răzbună. Toate, da. Gândiți-vă cât de mulți au intrat în Parlament fără să fi... Cu două, trei voturi. Fără să fi obținut un număr cât de cât consistent de voturi, din renumărare, fără colegiu, și fără în mod artificial, da. Sigur da. Că da. Și la Dâmbovița sunt răzbună. Trei deputați pe un colegiu. Sau? Da. Totul se răzbună. Toate astea au avut un impact negativ asupra populației și a fost un efect de acumulare. La un moment dat, după tragedia de la Club Colectiv, după tragedia cu polițistul care era antemergătorul coloanei lui Gabriel Oprea, toate astea s-au adunat, au creat această anvelopă de corupție, de ineficiență, de cinism, de indiferență, de lipsă de legitimitate și lumea a ieșit în stradă. A fost, cum se zice, prea mult. Și prea mai mult. Ales că am ajuns în situația în care era clar că avem doi foști viitori prim-miniștri, domnule, situație uluitoare. Deci un fost viitor prim-ministru al stângii și un fost viitor prim-ministru al dreptei. Era clar că dreapta îl semnalizează pe Predoiu și nu-l vrea, începând chiar din PDL, și era clar că stânga îl semnalizează pe Oprea și în realitate nu-l vrea. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-au așteptat pretextele pentru a fi măturate cele două proiecte de prim-ministri care erau greșite. S-au făcut auzite în spațiul public și teorii ale conspirației în această perioadă. Mulți spun că se merge pe un plan foarte bine pus la punct și Dacian Cioloș era deja nominalizat de foarte mult timp pentru funcția de prim-ministru. Se aștepta motivul, se aștepta ocazia. Asta e una dintre marile greșeli. Faptul că cu două luni înainte de nominalizarea lui Dacian Cioloș, din direcția Uniunii Europene, de la funcționari cu nume și prenume Uniunii Europene, a venit servit, împachetat acest proiect. Acest nume. Și proiect din Bulgaria a venit. Nu trebuia. Și de la București. Deci chiar dacă exista acest plan, este o greșeală politică faptul că el a transpirat, pentru că asta aruncă în derizoriu toate negocierile pe care le-a făcut Klaus Iohannis. Dar au fost negocieri pe bune? Păi, aș vrea să spun încă, să răspund la întrebarea pe care a spus-o vis-a-vis de servicii, de conspirație. Textul meu de azi pe blog, unul de nimeni, da, se numește Teoria Conspirației. De ce? Suntem foarte tentați din slăbiciunea informației pe care o avem, din slăbiciunea logicii pe care o posedăm, capacitatea de a gândi logic și rațional lucrurile, să punem în locul oricărei explicații, argumente, probe, informații, să punem o teoria conspirației. Orice se întâmplă e o conspirație, o mână străină care intervine ca Zeus și aranjează lucrurile cum vrea el. Iar noi nu suntem decât victimele acestor situații, victimele acestor mașinații. Acum revenim concret la situația noastră. Ca teorie, eu sunt profesor de științe politice, ca teorie, gradul de spontaneitate a unei societăți este întotdeauna mai mare decât gradul de control asupra acelei societăți. De spontaneitatea joacă un rol mult mai mare decât pot serviciile să controleze. Și regimurile totalitare, Hitler și Stalin, și-au imaginat că pot controla în totalitate societăților. Și nu era adevărat. Societățile și-au văzut de viața lor, sigur, cu o mult mai mare doză de control decât într-o societate democratică. La noi, cu siguranță, a fost o mișcare spontană și accidentele nefericite de care am vorbit mai devreme și cu polițistul și cu copiii morți la Club Colectiv, pur și simplu s-au întâmplat. Acolo nu există o mână criminală, deși au fost voci, da, care au spus că a fost o mână criminală. N-a fost nicio mână criminală, consider eu, ascultând toate dezbaterile și adunând toate informațiile posibile. Sigur, nu fac parte din comisia de anchetă, dar veți vedea când vor ieși rezultatele că nu se va găsi un grup terorist care au pus o bombă la Club Colectiv. Au fost niște descreierați, niște iresponsabili care, începând cu primăria și continuând cu patronii clubului, care nu și-au luat măsurile de siguranță. Ăsta e un pas. Al doilea pas. Lumea a ieșit în stradă în mod spontan. S-a dus în piața universității și numai la București, dar în multe orașe din țară, enervată, exasperată de tot ce s-a spus aici. Lipsa de legitimitate, corupție, cinism, ineficiență, etc. E adevărat că după ziua a treia, cel puțin, în stradă au apărut galeriile de fotbal, ultrașii,
chiar și în prima zi, am fost în prima zi, în primele două minute când s-a organizat piața și în fața mea era un tip de la servicii care poza pe toată lumea cu un aparat de filmat. Știți, o pozare a unui om care vine și pozează, este așa, filmează unghiul. Uh-huh. Pozarea unui profesionist care vrea să rețină e în același unghi și se plimbă așa egal ca să ia pe toată lumea. Egal să pună un nume de identitate. Deci serviciile au fost prezente. Problema în ce măsură s-au implicat și au manipulat piața și le-au dus într-o anumită direcție. Au adus BNR grupuri care să scandeze, să spună mergem la Piața Victoriei, nu, mergem la Club Colectiv, nu, mergem la Parlament. Deci aici au fost, evident, grupuri conectate cu serviciile mai mult sau mai puțin, că nici asta nu e probat, deci sunt scenarii a unui om. Eu cred că am fost la 90% de meeting-urile din 21 decembrie până azi. Mă duc și pot să-mi fac o impresie după cum arată piața, cam ce se întâmplă acolo. Din cauza că am fost la multe, nu din cauza că sunt un băiat deștept. E bine, s-a întâmplat, s-a văzut, n-am mai fost la ultimele zile, dar se vedea în televizor că există o manipulare, un control, o anumită direcționare, sunt voci străine care se amestecă în acea dezvoltare spontană. Eu cred că nu mai era nevoie, pentru că în prima zi au protestat la București 30-35 de mii de oameni, nu știm încă, poliția era obligată a doua zi să dea un comunicat să spună exact cât au participat, nu ne-a spus. Dar faptul că Ponta și-a dat demisia chiar a doua zi dimineață, la 10:30, cred, 11 fără un sfert, a dezamorsat tensiunea pieței. Eu pot să vă spun un calcul. Văd că cei de la PSD îl atacă pe Ponta că și-a dat demisia și i-a lăsat cu ochii în soare. Eu pot să vă spun că dacă Ponta nu demisiona, noi nu purtam această discuție. Eram la București, unde 500.000 de oameni ar fi cerut demisia guvernului. Cu asta nu te joci. Ponta a avut un instinct mai sigur decât ceilalți. Sigur că și-a apărat pielea, și a dat seama că trebuie să iasă din joc, că e prea mic și va fi strivit, dar în același timp, dacă nu dădea demisia și l-asculta pe Dragnea sau pe alții bandiți din partid, bandiți, când spun asta, spun de politicieni importanți, nu bandit. Așa? El a făcut bine. Nu dezamăsa. Că lumea nu pleca din stradă. Eu vă această spun, era o demisia lui Oprea și atât. Eu pot să vă spun pe piele proprie că era o combustie enormă în piață, era o frustrare foarte mare și lumea era pur și simplu, n-aș spune orbită de furie, dar foarte determinată să nu plece din piață până când nu termină cu ea din guvern. Așa că Ponta s-a speriat bine, e și fricos, e un om care nu are curaj așa bărbătesc, nu fizic, el atacă când știe că nu poate fi contrat. Da, uneori actul de demisie poate să fie similar cu unul de curaj. A fost și curaj și frică. Frică pentru că piața venea peste el și curaj în sensul că a părăsit o carieră și un post în care nu cred că se va mai întoarce vreodată. Am venit la dumneavoastră și regret fără carnețelul negru ca să vă arăt că la ultimele emisiuni v-am spus că s-ar putea să nu apuce Ponta sfârșitul anului. Deci, el era pe topogan. El a devenit extrem de impopular ca prim-ministru, atenție. Dar cum așa? Că rezultatele guvernării par să fie bune. Da, de asta am spus, ca prim-ministru în poziția de prim-ministru, ca politician, el a continuat și cred că continuă și azi să se bucure de o popularitate surprinzătoare. Dar pentru funcția de prim-ministru el a devenit foarte impopular și nefrecventabil din momentul în care, pe drept sau pe nedrept, a fost declanșată acțiunea penală împotriva lui. Din momentul acela, lumea a început să dorească altceva. Și lucrurile s-au tot acumulat. Când spun lumea, mă refer la populația activă din punct de vedere politic, ăștia știi care au ieșit în stradă. Nu e relevant aici ce face populația tăcută, cei care stau în casă, care sunt majoritatea, e irrelevant. Pentru că atunci când îți ies în stradă 30 de mii și ies în mai multe orașe, deja este un semnal împotriva căruia e foarte greu să te opui dacă nu ieși și ceilalți care îl iubesc pe Ponta. Și oriceilalți n-au ieșit. Eu aș mai spune ceva. Cred că demisia lui Ponta a fost și extrem de târzie. Am să mai explic. El a fost acuzat de plagiat, de mult. Da. A făcut toate manevrele ca să fie exonerat de această acuzație, deși este un plagiat. Părerea mea este că el n-a scris teza aia copiind în cineva, că și asta e meserie. I-a făcut-o cineva. Bref, oricum nu era scrisă de el. Orică nu era autorul și nu ar fi putut să o susțină. Ar fi trebuit să demisioneze. Sau să dea o explicație suficient de puternică pentru a închide problema. Da. N-a dat niciuna. S-a apărat cu administrația, a făcut o comisie la minister. Bun. Trebuia să plece. Un plagiator, șef de guvern, nu se poate. După aceea a fost povestea cu
pierderea alegerilor. Pierderea alegerilor catastrofală, adică de o manieră, gândiți-vă că totuși Băsescu a câștigat la 70.000 de voturi, ăsta a pierdut la 1.000.000 și. Deci nu se poate, trebuia să tragă concluziile că nu mai este legitim, chiar dacă a adunat atâtea voturi, a fost bătut având un 10% în față, în fața lui Iohannis după primul tur, a fost devastator ce s-a întâmplat, cel mai mare eșec al PSD-ului de după, și l-a rămas acolo ca și cum nu s-a întâmplat nimic, totul e perfect, mergem înainte. Ceea ce... Nu, a plecat la Dubai. Nu, nu, vreau să zic din punct de vedere politic. N-a vrut să plece din postul acela și nici Dăncea de șef de partid. Asta mai... Apoi a fost inculpat, cum spune Sorinoș Castănescu. Prima lui reacție trebuia să fie demisia, până când se închide procesul. Dacă făcea asta... De președinte de partid. Nu, dar până se limpezea procesul. Dacă se limpezea procesul, putea să revină, pentru că ar fi fost un act de onoare. M-am retras ca să justiția să-și facă treaba și pot și sunt în viața politică. Dar n-a făcut asta și a demisionat foarte târziu și a spune că lumea a ieșit în stradă și pentru că era foarte târziu. Dar era ultimul ceas. A reacționat strada la toate aceste momente până la urmă? Nu aș putea să spun. Asta e chestie de psihologie socială care trebuie analizată mult mai serios. Pentru că se creează energii în rândul populației active, aceste energii se acumulează și la un moment dat e suficient un pretext, în cazul nostru a fost o mare tragedie, au fost două tragedii, ca să se declanșeze resorturile care să scoată în stradă, repet, această populație activă, care reprezintă o minoritate. Eu n-am cum să uit că Iliescu îmi spunea în 1990, când eu îi spuneam, doamne, nu vezi că lumea nu te vrea, că e piața universității și așa mai departe, și el îmi spunea, domnul Roșca, zice, nu ăștia sunt cetățenii români. Uite, am fost la Alexandria și au ieșit 10.000 să mă aclame. Și am spus, bun, marea tăcută. Dar aia e corect că au ieșit 10.000, că Alexandria are 50.000 de locuitori. Dar până la urmă, nu exercițiul electoral ar trebui să fie cel care stabilește cine... Dar într-o democrație consolidată cu instituții bine așezate, ceea ce România nu este în momentul ăsta. Dar vreau să vă amintesc, apropo de ce iese lumea în stradă sau nu în anumite momente. Traian Băsescu a tăiat salariile cu un sfert și n-a crâcnit nimeni. Am văzut o penibilă demonstrație a sindicatelor în fața patriei, s-au învârtit așa cu pinguinul. De un ridicol absolut, când 20 de milioane de oameni erau în suferință. Și s-a întâmplat la 2 ani că Băsescu intră într-o emisiune și îl jignește pe Arafat și lumea ieșit în stradă. Încercați să explicați acest inefabil al comportamentului maselor al mulțimilor? Păi, sociologic ca tine trebuie să explici. Era un efect de acumulare, tensiunile se adunaseră și era nevoie de o scânteie. Aceasta a fost scânteia. La fel și acum. Ponta a făcut nenumărate greșeli. Sau trebuia să-și dea demisia cu alte ocazii. Nu s-a întâmplat asta. Dacă Dacian Cioloș și guvernul său nu vor confirma, vor mai avea loc mișcări de stradă. Atât în primul rând, n-au cum să confirme, n-au ce să confirme. Măcar la nivel de transparență decizională. Nu au ce să confirme, pentru că populația, ăștia, oamenii ăștia care au ieșit în stradă, speră ceea ce guvernul Cioloș nu le poate da niciodată și nu le poate da niciun guvern din lume în ultimul an din ciclul electoral. Minunile se pot face în primul an într-un ciclu electoral și în orice caz de un guvern politic, nu de un guvern în care toată lumea va da cu piciorul. Și în ultimul an. Nu se poate așa ceva. Asta e una. Deci el va nemulțumi populația pentru că populația și-a pus false speranțe în acest guvern. În al doilea rând ați văzut cât de inconsistent e guvernul. Din modul în care au fost desemnați miniștri, ei nu sunt tehnocrați, sunt amatori. Nu și sunt atunci, nici măcar birocrați. Paradoxal, vor avea de câștigat partidele politice. Partidele politice vor avea un timp să se rebranduiască, să se consolideze. Vor avea de câștigat dacă sigur. Vor profita de acest timp când sunt în afara guvernării și administrației și se vor reforma. Eu cred, de pildă, că acele partide care la anul vor veni pe liste, că acum avem vot pe liste, cu personaje credibile, măcar vârful de listă, cu personaje credibile, cu oameni, nu spune neapărat tineri care... Ci și oameni profesioniști. Credibili la vârsta a doua și a treia, pentru că nu se poate face partid cu o singură generație. Nu se poate. Atunci acel partid va ieși în câștig. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Va fi un joc de cine ia fața cui
în acest an. Deci PNL-ul va ataca PSD-ul și guvernul, nu se va atinge de Iohannes niciodată, nici cu o virgulă, chiar dacă înăuntru partidului sunt foarte mari nemulțumiri vis-a-vis de relația cu Iohannes în momentul ăsta. Deci, încercând să ia fața, spunând că noi vrem să facem, nu ne lasă PSD-ul. PSD-ul va propune și el ceva și va propune în scopul de a populist, va propune spre electorat anumite măsuri ca să arate că PNL-ul nu face. Această competiție, cine ia fața cui, va ruina guvernul. Guvernul nu va putea să țină pasul cu aceste presiuni, dă salarii, dă pensii, dă taxe, dă tot ce poate să inventeze. Măsuri de dreapta, măsuri exact. De stânga, da. Nu va face față, va fi lovit și de stânga și de dreapta și va părea o păpușe neanimată în finalul acestui an. Și din păcate va avea Iohannis de pierdut. Asta vreau să vă întreb, dacă nu cumva... Da, din cauza că și-a lipit prea tare... Și-a asumat, și-a asumat propriul său prestigiu de acest guvern. Trebuia să joace mai distant, să... Mai pervers, trebuia să joace mai pervers. Chiar dacă făcea jocurile pe sub masă, trebuia să nu apară că ăsta e guvernul meu, așa cum a spus el. Și este evident, guvernul lui făcut mai mult cu PSD-ul decât și cu UNPR-ul, Vestobă, decât cu PNL-ul, cei care l-au susținut în campanie și al cărui partid a fost șef. Două luni, dar a fost. Ce ziceți de atitudinea lui Călin Popescu-Tăriceanu? A fost un om politic în ultima vreme extrem de vertical. Știți că l-am criticat foarte mult când a plecat, așa cum a plecat la Ponta, dar în ultima vreme mesajele lui au fost extrem de articulate. S-a dovedit un bun și abil om politic în ultima vreme. Din păcate, nu are bazin electoral. Partidul pe care îl conduce nu are niciun bazin electoral și va fi nevoit să se întoarcă la nava mamă, adică la PNL, și dacă o va face... Asta ar fi opțiunea cea mai bună pentru el. Dacă o va face bine, va face și va fi bine și pentru PNL. Chiar dacă acest guvern va nemulțumi, așa cum spuneați, nu are cum să mulțumească într-un timp atât de scurt și lumea va vedea într-un fel sau altul că opoziția lui Călin Popescu-Tăriceanu este îndreptățită, nu va avea câștig de cauză în viitoarele alegeri? Nu cred, pentru că marea lui problemă e că nu are un partid. Sub Tăriceanu nu e nimic. Este el și imaginea lui de la televizor, funcția de președinte al Senatului și atât. N-are structuri în teritoriu, nu există ca partid. Există mici nuclee acolo unde sunt oameni din Parlament care sunt la el în partid și ei acolo în jurul lor organizează... Și oameni de o popularitate debordantă cum ar fi Chițoiu. Da. Există posibilitatea... Știți care este problema? Că dacă el merge în alegeri singur, el nu intră în Parlament. S-a terminat. Mă rog, dacă nu este o înțelegere pe sub masă să-i se dea voturi, cum s-a întâmplat de alte alegeri, ca să intre având fie PSD, fie PNL, nevoie de respectivul partid pentru a face o coaliție și pe calculul că oricum n-ar lua acele voturi. Bun, se face acest partid de iepure, care aleargă ca să adune voturi pe care tu nu poți să le aduni și cu care apoi faci coaliție. Asta este problema lui. El s-a plasat prost, el trebuia să joace rolul unui partid balama în locul UNPR-ului, adică odată să fie de acord cu Ponta, că a luat niște măsuri, codul fiscal, etc., altă dată, ideologic vorbind, să fie cu liberali. În dreapta e penibil un om de dreapta liberal, vicepreședinte la ALDE, să se ducă cu un partid de stânga, uneori cu accente radicale, ghevariste, maoiste, pe care Ponta le-a avut în diverse și va pierde și președinția Senatului, ceea ce îi răpește încă o pârghie importantă de acțiune politică. Dar mai cred un lucru, plecând și de la această idee, că odată ce Tăriceanu nu mai este la guvern, deci nu mai poate să distribuie foloase oamenilor care vin la el, pierzând și funcția de la Senat, partidul se va dizolva automat. El va pierde oameni masiv și nu știu dacă va ajunge în alegeri, în alegerile locale din mai-iunie și în acele parlamentare, cu atât mai puțin în noiembrie. Există posibilitatea ca mișcarea de stradă să ducă la cristalizarea unei noi formațiuni politice? Nu cred că va mai fi o mișcare de stradă un an de zile. Nici măcar din liderii care au fost prezenți? Nu, adică eu cred că s-a descărcat combustia, piața a obținut un câștig extrem, că lumea, am văzut ieri un comentariu, dar mi-a și spus cineva, ce a fost, domnule, n-a câștigat nimic. Cum adică dărâmi un guvern, schimb paradigma în sensul că vine un guvern tehnocrat, PSD-ul trece, nu aș spune în opoziție, dar oricum rămâne fără guvern și nu, piața n-a făcut nimic? Păi a făcut extraordinar de mult. Într-o zi, pentru că după primul meeting și-a dat demisia,
Ce? Mai mult de atât, cât vrei să dorești. Dar s-a descărcat combustia. Nu va mai fi un meeting anul ăsta. Adică trebuie să se acumuleze niște elemente și asta nu se va întâmpla până la alegeri. Nu așa apare un nou partid politic din societatea civilă. El apare doar pe un model care a mai funcționat de două ori. În cazul Vetrei Românești, care a dat un partid, și Alianței Civice, care a dat un partid, dar era o mișcări foarte puternice. Și mai era ceva, au avut un nucleu de personaje care au elaborat conceptul, statutul, sigur, au adunat oameni și în momentul când au ieșit la suprafață, eu am fost implicat în povestea Alianța Civică pe Alianței Civice. Când noi am făcut Alianța, un grup de oameni, trebuie să vă spun că în momentul când am anunțat că a apărut Alianța și am comandat meeting, noi eram deja înțeleși, existam în toată țara. Aveam ziar. Eu făceam ziar. Deci nu apare acum. Aici a fost o demonstrație spontană în luna trecută când a căzut guvernul. Niște oameni s-au adunat pe stradă exasperați. Noi eram un grup constituit care ne-am înțeles între noi. Două luni am negociat ce facem, că nu știa lumea ce, Alianța Civică. Trebuia să facem ceva. Și de la început am discutat ac și pac. Alianța Civică și partidul. Știam că va urma și partidul. Deci era un grup constituit de oameni care au reflectat asupra acestei chestiuni și care au gândit partidul luni de zile și, Alianța, și în momentul când a plecat la drum, el era organizat. Știam ce vrem să facem, aveam un calendar. N-a fost o demonstrație spontană ca acum. Deci cam așa ar trebui făcut. Niște oameni din piață care s-au cunoscut acolo să se ducă într-o cafenea în casa cuiva și să înceapă să scrie. Să se implice. Să creeze un program, să creeze un statut, să stabilească ținte, un calendar și apoi să iasă și să-l anunțe. Dacă se duc doar în stradă și cu un banner și cu un steag, nu iese nimic, dovadă că nici acum n-a lăsat nimic în urmă. Nici în 2012, nici în 2013 n-a rămas nimic în urmă. Nici un lider nu s-a impus. Putem previziona, putem vedea cum va arăta tabloul politic în Parlament din 2016? În primul rând va fi un Parlament mult mai redus. Acum au fost 588, au rămas vreo 548, 555, am văzut mai multe cifre prin vacantări. Asta face să fie o presiune enormă pe listele și PSD și PNL, pentru că e clar că o treime dispar în mod natural, iar altă treime dispar cel puțin la PSD, pentru că nu vor mai performa. Deci va fi o bătălie și o înghesuială enormă. De unde păreau au scăpat, va merge singur. Alte, de asemenea, cred că au scăpat, pe conservator, nu știu ce se va întâmpla, probabil va dispărea în neant, va fi o istorie. Și va rămâne UDMR-ul, care are un electorat captiv, bine așezat și care dă mereu aceleași procente, între 5 și 7 în funcție de moment, și PNL-ul și PSD-ul. Cam așa se conturează. Două mari blocuri. Scăderea numărului de parlamentari nu va crește numărul de, sau reprezentativitatea, mai bine zis. Vor fi mai de calitate, pentru că târla care e acum în Parlament, cocalaria care s-au înghesuit în Parlament și n-au nicio reprezentativitate, unii sunt interlopi, alții și-au dat doctorate, toate valse, s-au ținut de afaceri, această adunătură din 2012 pe baza unei legi aberante nu se va repeta. Eu cred că și datorită acestei crize prin care noi am trecut și datorită unei noi legi și datorită restrângerii numărului, selecția va fi mult mai atentă. Este cel mai slab parlament care a fost din 90 până astăzi. Eu sunt mai sceptic. Mie mi-e teamă că ceea ce denumim sistemul tinde să devină omniprezent și mai ales în parlament. Și sistemul înseamnă târla. Nu putem previziona și proporțiile? Aici n-am niciun fel de obiecție la ceea ce a spus Stelian Tănase, va fi o împărțire relativ egală stânga-dreapta și, cu UDMR, partid Balama, împreună cu celelalte naționalități, importanța lor va crește în condițiile unui parlament, mai nici nu va scădea, dar dacă va exista votul masiv din diaspora, atunci și ei vor avea probleme și UDMR-ul, și dacă nu vor avea foarte multă coeziune, s-ar putea să nu-și mai conserve procentele. Eu vă mulțumesc, mă simt nevoită să pun punct aici aceste ediții. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc mult succes și să dea Dumnezeu să ne revedem în aceeași formulă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară liniștită, toate cele bune, la revedere!